estimat de peste 48%, PSD și PNL ar putea obține la redistribuire până la 56-57%, context în care lista europarlamentarilor coaliției ar putea conține numai puțin de 19 aleși. Partidul Social Democrat, la fel cum v-am spus și aseară, a câștigat alegeri. În o alianță electorală are cu 5 în față, e un semnal puternic transmis de către români, că au încredere în această alianță. Proiectul a funcționat, ne interesa să luăm 50% plus 1 chiar și după redistribuire, foarte probabil ne vom apropia de 58-60 după redistribuire. Este un scor uriaș, este un scor al pro-europenilor. AUR rămâne a doua forță politică după alianța PSD-PNL la europarlamentare cu aproape 15%. AUR ar urma să trimită în Parlamentul European 6 eurodeputați în funcție de redistribuire. Se gândesc unii și se întreabă de ce este AUR partidul cel mai votat de către tineri. Este partidul cel mai îndrăgit în stradă, acolo unde Ciucă și Ciolacu nu au curajul să coboare. Formațiunea care a pierdut cele mai multe procente la acest scrutin, comparativ cu rezultatele din urmă cu 5 ani, este USR. Implicată în întrecerea electorală alături de Forța Dreptei și PMP, Alianța Dreapta Unită a înregistrat un scor de 8%, ceea ce reprezintă o pierdere de aproape 14% față de rezultatul înregistrat de USR în 2019. Alianța Dreapta Unită ar putea să trimită în Parlamentul European 3 sau 4 europarlamentari în funcție de redistribuire. Alianța Dreapta Unită a plecat la drum printr-un proces greu, printr-o încercare mizerabilă de a ne elimina Partidul Stat din această competiție. Așteptăm rezultatele reale și suntem convinși că rezultatele reale vor diferi de rezultatele care sunt prezentate astăzi pe micile ecrane. UDMR a obținut 6,63% și va trimite în Parlamentul European 2 membri. Aseară spuneam, când am ascultat, când am văzut exit poll-urile, că este o cifră foarte frumoasă, rotundă, 5%. Astăzi putem spune că nu mai este o cifră rotundă, dar este o cifră și mai frumoasă și putem afirma, fără să exagerăm, că din 2004 este cel mai bun rezultat. O surpriză este reprezentată de partidul Dianei Șoșoacă. SOS România a obținut 5%, ceea ce i-ar permite să trimite în Parlamentul European 2 europarlamentari. Legea Uniunii prevede pragul de 5% pentru partide și astfel obțin 2 mandate, 8% pentru o alianță a partidelor și astfel obțin 3 mandate și 3,2% pentru un candidat independent. Chiar dacă independentul obține mai mult de 5%, tot un mandat îi se alocă. În consecință, Nicolae Ștefănuță așteaptă numărătoarea finală pentru a afla dacă a intrat în noua legislatură de la Bruxelles, cât timp rezultatele parțiale îl plasează în jurul procentului de 3%.